Bună ziua! Dintotdeauna, problema principală pentru noi femeile a fost și este cum să procedăm pentru a arăta cât mai frumoase, pentru a arăta pe cât posibil cu câțiva ani în minus. Pentru aceasta, noi trebuie să știm foarte bine cum trebuie să realizăm un truco, un machiaj perfect. Dar pentru a realiza un machiaj perfect, noi trebuie să avem o piele perfectă. Iar pentru a avea o piele perfectă, trebuie să știm cum să ne întreținem. În primul rând, trebuie să știm foarte bine că nu trebuie să dormim machiate. Este cel mai dăunător lucru a lăsa produsele din timpul zilei pe care le-am folosit pentru machiaj pe față în timpul nopții. Pentru aceasta, în fiecare seară trebuie să facem demacherea, după care trebuie să facem curățirea pielii. Se face în mai multe etape această demachiere și cam primul lucru pe care trebuie să îl știm este și pe care trebuie să îl facem este demacherea ochilor și a buzelor. După care trecem la crema detergentă pe care o aplicăm pe întreaga suprafață a feței și care de regulă se folosește pe bază de apă pentru a fi înlăturată cu apă. Deci pentru a se înlătura foarte ușor cu apa, după care vom aplica o mască de 2-3 ori pe săptămână pentru a curăți în profunzime pielea și pentru a înlătura grăsimea, această untuzitate care se formează între sprâncene, deci pe frunte, în jurul nasului și în jurul bărbiei. Această mască se înlătură tot cu apă în abundență, după care, dacă vrem să facem o curățire în profunzime prin eliminarea celulelor moarte și deci darea la posibilitatea de regenerare a celulelor, putem să facem tratamentul de microdermoabraziune. În final, putem să aplicăm tonicul care înlătură ultimele particele de detergenți pe care i-am folosit, de creme detergente pe care le-am folosit și care pregătește pielea pentru o hrănire, pentru hidratare. După care putem să aplicăm crema de zi, crema de noapte, după aceea crema în jurul ochilor și așa mai departe. Deci, să ne reîntoarcem la prima etapă care am spus că este demacherea. Și în primul rând, demacherea ochilor și a buzelor. Acest lucru se face în fiecare zi. De fiecare dată când ne-am machiat, ne-am înapoiat acasă, putem să facem această demachiere. Demacherea se face cu o soluție care are de obicei dublă acțiune, deci pentru ochi și pentru buze. Eu folosesc Beauty Dynamix de la Jafra. Acesta este. Înainte de a-l folosi, îl agităm, punem pe discuri de vată câteva picături din această loțiune. După care, pentru acest lucru trebuie să dăm ochelarii jos, după care aplicăm discul pe ochi, îl lăsăm câteva secunde și după aceea înlăturăm, începem să înlăturăm, deoarece, deci aplicând deci ținând puțin apăsat, acesta se va lua tot fardul din jurul ochilor, după aceea întoarcem discul pe partea cealaltă, aplicăm și pe celălalt ochi, îl lăsăm câteva secunde apăsând și după aceea înlăturăm tot fardul și la sprâncene.
Dacă ni se pare că discul s-a murdărit, schimbăm, luăm un alt disc și aplicăm încă o dată în jurul ochilor. Da? Observați că deja s-a dus această mizerie și la celălalt ochi la fel. Întoarcem discul și îl folosim și în jurul buzelor. Și după aceea aplicat pe buze, apăsând puțin pentru a se înlătura tot rujul. Aceasta ar fi prima etapă. După care trecem la cea de-a doua etapă și anume aplicarea cremei detergente. Eu folosesc de la Jafra Hydration Dynamics. Acesta este crema detergentă care este fluidă. Punem pe degete puțină cremă și o aplicăm direct pe față, masând ușor. O întindem bine pe întreaga suprafață a feței, evitând zona ochilor. Masăm bine pentru a intra în profunzime. Dacă am folosit fard pe gât, deci aplicăm și în jurul gâtului, după ce am masat bine un minut, circa 2 minute, cu un burețel cu apă caldă, o înlăturăm, pentru că această cremă este pe bază de apă și se înlătură tot cu apă puțin călduță. Luăm un burețel pe care îl muiem în apă călduță și începem înlăturarea resturilor acestei creme detergentă. Putem să muiem burețelul de mai multe ori, putem chiar să-l și schimbăm, eu de obicei nu-l schimb. Îl întorc și pe partea cealaltă și înlăturăm bine toate aceste resturi de cremă detergentă. În momentul în care simțim că aceasta a fost înlăturată, putem să aplicăm tonicul, după care crema hidratantă. Eu am decis astăzi să vă arăt cum aplic crema pentru a elimina untozitatea, această grăsime care se formează în zona T. Eu folosesc crema, o mască care este exact ca o cremă pe bază de nămol și săruri minerale din Marea Moartă. Această mască, aceasta este o mască foarte bună datorită faptului că acționează în profunzime și în același timp elimină toată grăsimea de pe piele. Pun la fel pe degete această cremă. Este de culoare închisă, așa, aplicăm bine, deci nu în jurul ochilor și nici în jurul buzelor. Această mască o aplicăm în primul rând în abundență în zona T. O lăsăm să acționeze câteva minute, după care o înlăturăm cu apă caldă. Veți observa că această mască nu se înlătură atât de ușor, deci tot pe bază de apă este, dar se va înlătura un pic mai greu pentru că este de culoare verde închis. Este ușor parfumată. Este o mască naturală. Știm bine că produsele pe care le folosesc sunt produse 100% naturale, care nu sunt testate, nu se testează pe animale. Cam așa ar trebui pusă această mască. Da, sunt oribilă.
Nu pot să spun că sunt frumoasă așa. Deci lăsăm câteva minute această mască, după care o înlăturăm. După ce am înlăturat această mască, deci voi reveni la ceea ce voiam să vă spun. Au trecut circa 4-5 minute. Va trebui să o mai lăsăm alte 4-5 minute. Deja a început să strângă, deci începe să tragă, simt cum strânge. Nu trebuie să o lăsăm să se usuce prea mult pentru că va fi foarte greu de înlăturat. Și voi începe cu burețelul. Îl înmoiem acum pentru că au trecut deja aproape 10 minute. Începem să înlăturăm această mască. Va trebui să presați mai mult dacă aveți o mască pe bază de nămol, pentru faptul că, fiind uscată, se ia puțin mai greu. Schimbăm burețelul pentru a înlătura bine totul. Deci, după cum vă spuneam, masca se pune de 2-3 ori pe săptămână.